După cum ați văzut și în titlu și în prima secvență din video, mergem la canionul 7 scări. Acolo am înțeles că e cel mai frumos obiectiv turistic din județul Brașov și din Europa, am înțeles. Și acum merg și vă țin la curent cu tot drumul pe care o să-l fac. Această vacanță la Brașov este minunată pentru că chiar am avut ce să fac. Mulțumim! Să vă zic că canionul 7 scări e mai frumos. În realitate este foarte frumos și chiar vă sugerez să veniți pentru că deja am terminat traseul. Nu a fost unul atât de solicitant pentru că eu chiar mă așteptam să fie foarte solicitant și nu a fost. Și da, dacă v-a plăcut și acest vlog din Brașov, nu uitați de like, share și subscribe. Mă găsiți Vlad Aioane pe Instagram și pe TikTok. Eu sunt Vlad și ne vedem data viitoare. Pa!